Cinci persoane au scăpat cu viață ca prin minune după ce un autoturism și un tir s-au ciocnit din cauze care nu au depins de ele. Accidentul soldat cu rănirea celor cinci persoane, doi șoferi și trei pasageri, a avut loc ieri pe raza comunei Vălișoara, când șoferul tirului a încercat să evite impactul cu o dubiță aflată în depășire în sens opus. În urma manevrei de evitare, tirul a ajuns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism. Victimele din autoturismul avariat au fost transportate la urgența din Deva cu multiple traumatisme. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 60 de ani din comuna Crișcior, care conducea un autotren cu semiremorcă din direcția municipiului Brad către Deva, pe drumul național 76, a frânat încercând să evite impactul cu o auto utilitară care circula din direcția opusă și era angajată în depășirea unui autoturism, iar în momentul frânării a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a lovit autoturismul condus de un bărbat de 40 de ani din comuna Vața de Jos. În urma accidentului a rezultat rănirea celor doi conducători auto implicați în acest eveniment rutier, dar și a trei pasageri din autoturism cu vârste cuprinse între 40 și 67 de ani. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpa. Cele patru persoane aflate în autoturismul implicat în accident prezentau traumatisme, dar erau conștiente și cooperante. Victimele, doi bărbați și două femei, au fost transportate la UPU Deva cu două ambulanțe SAJ și una SMURD. Șoferul autocamionului a refuzat transportul la spital. De asemenea, în urma evenimentului rutier, echipajele de pompieri au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor care se impun în astfel de situații. Cauzele accidentului urmează să fie stabilite de organele competente. Polițiștii recomandă tuturor conducătorilor auto să conducă preventiv, astfel încât să anticipeze și să poată evita producerea unui accident.